s-a încheiat prima etapă a proiectului european derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Situații de Urgență Sud-Muntenia, din care fac parte 7 județe, printre care și Giurgiu. Cu sprijinul Consiliilor Județene și Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, inspectoratele pentru situații de urgență din cele 7 județe au fost dotate în cei 2 ani de proiect cu 21 de autospeciale de capacitate mare, 14 autospeciale de capacitate medie, o autospecială pentru descarcerări grele și 20 de ambulanțe tip B2, 8 dintre aceste dotări revenind pompierilor giurgiuveni. Acum, la finalul primei părți a proiectului, ISU Giurgiu a primit 2 ambulanțe de ultimă generație ce vor ajunge la Bolintin Deal, respectiv detașamentul Giurgiu, extrem de necesare pentru a putea interveni într-un timp cât mai scurt la situațiile de urgență. Acest proiect pentru locuitorii din municipiul și județul Giurgiu este un proiect binevenit. Știm cu toții că parcul auto de la Inspectoratul Situației de Urgență Giurgiu era îmbătrânit, nu aveam mașini, să zicem, suficiente. Odată cu acest proiect sperăm și noi cât de cât să nu mai avem probleme la incendii sau la intervenții unde mașinile de descarcerare intervin la accidente. Eu cred că este programul cu cel mai mare impact asupra oamenilor. Deci prin acest program foarte mulți cetățeni ai țării, pentru că e la nivel național, beneficiază de o intervenție mult mai rapidă și mult mai promptă a serviciului de urgență. Dacă până acum aveam autospeciale din anii 70 și ceva, mai spus-o, care ajungeau destul de greu la incendii și pentru că erau depășite din punct de vedere tehnic, moral, eu am constatat și au constatat și primarii noștri, cu care noi colaborăm foarte bine în teritoriu, că timpul de răspuns s-a redus semnificativ, cel puțin la jumătate. A doua parte a proiectului, cu o finanțare de 4,5 milioane de euro, va aduce inspectoratului de la Giurgiu o auto specială cu scară telescopică necesară intervențiilor la înălțime. Pentru ISU Giurgiu, un salt tehnologic de circa 40 de ani. De altfel, ISU Giurgiu intenționează ca în maxim un an să ajungă la 10 puncte de lucru în județ față de 5 cât sunt acum. Ambițiosul proiect a început cu darea în folosință a detașamentului de la Bolintin Deal și va continua cu Mihai Bravu, Roada de Jos, Colibaș și Zvoarele și Mihăilești. Chiar azi autospecialele și ambulanțele care vor deservi zona Bolintin Deal au plecat către detașament, spre bucuria locuitorilor din nordul județului, care așteptau uneori și câte 45 de minute apariția pompierilor la incendii. Detașament la dreapta pentru îmbarcare la autospeciale pasă legători. Baci, începeți deplasare. Hai, baci.